Îi crescuse glicemia, era totul normal, mânca și astăzi a decis că să-i facă transfuzii de sânge. Și la transfuzia de sânge a mers până la ora 4, la ora 4 s-a dus soția că era programul de alăptat, l-a găsit singur acolo, după care i-a spus infirmiera că să vină mai târziu, că nu s-a terminat transfuzia de sânge. Peste o oră l-a găsit singur acolo, copilul plângea, galben la față, a venit infirmiera, i-a pus acolo mască de oxigen și de acolo are atribuții de asistent. I-a zis ca să cheme doctorul, să cheme asistenta, să vină la el. Potrivit reprezentanților poliției Dâmbovița, au fost demarate cercetări după ce tatăl unui bebeluș născut prematur a sunat la 112 și a anunțat că bebelușul lui, care a fost născut în urmă cu 7 zile, a murit. Copilul era internat în Spitalul Județean de Urgență Târgoviște. Tatăl copilului a sesizat poliția. Facem cercetări. În prezent se efectuează cercetarea la fața locului. Se vor stabili toate împrejurările evenimentului. Din primele date se pare că ar fi fost născut prematur, însă facem cercetări la acest moment. A transmis poliția din Dâmbovița. La scurt timp după decesul copilului, tatăl a făcut declarații precum că starea copilului era una bună. Copilul a mâncat normal, a luat în greutate, normal. Și acum când i-a băgat, când? Pentru ce? Pentru câteva minute sau cât a stat copilul nesupravegheat. Nu era supravegheat, deci s-a dus soția la el și l-a găsit singur. Copilul plângea. Cauza decesului zice că ar fi fost că copilul n-ar fi suportat transfuzia de sânge. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, Elena Firoiu, a declarat că va fi demarată o anchetă internă. Referitor la acest eveniment, decesul bebelușului survenit în compartimentul ATI al secției nou-născuți, pot să vă spun că bebelușul avea 7 zile și era născut prematur. Se va decide o anchetă internă a spitalului, care va fi efectuată de către Comisia de Disciplină și în urma concluziilor acesteia, după necropsie, se va decide dacă se pune problema unui malpraxis sau al unui alt context în care s-a produs acest eveniment nefericit, a declarat Firoiu. De asemenea, managerul spitalului a declarat că mama nu s-ar fi prezentat la controlele periodice, lucru care ar fi dus la starea precară a sănătății bebelușului. Bebelușul era născut prematur cu probleme de sănătate care presupuneau o potențială iminență de agravare cu o patologie extrem de complexă cu potențial letal încă de la naștere. Decesul pe care îl regretăm nu s-a întâmplat într-un context al unui copil clinic sănătos și un amănunt important pe fondul unei sarcini urmărite, nu din punctul de vedere al medicului, ci din cel al mamei, care nu s-a prezentat conform normalității urmării unei sarcini. A precizat doctorul Claudiu Dumitrescu, managerul Spitalului Județean de Urgență din Târgoviște. Polițiștii fac cercetări la fața locului și urmează să stabilească dacă informațiile inițiale se confirmă și în ce împrejurări a survenit moartea bebelușului.